Primele imagini din ediția de astăzi a emisiunii Survivor România dezvăluie tensiuni puternice între faimoși. Din echipă lipsește coeziunea, iar certurile sunt la ordinea zilei. Războinicii jubilează când văd atmosfera din echipa rivalilor lor. Aceste imagini dezvăluie intensitatea conflictului dintre Zani și Elena Marin. Încă de la începutul competiției, între cei doi a existat o antipatie reciprocă, iar asta și-a spus cuvântul asupra atmosferei din cadrul echipei, fiecare având proprii aliați. Perceput ca un personaj călit, cu un psihic tare, Zani se declară terorizat de rivala sa. De cealaltă parte, nici Elena Marin nu are cuvinte de laudă la adresa echipei sale, mărturisind într-un interviu că niciodată nu s-a simțit inclusă. Cearta dintre ei va fi până la final și noi trebuie să profităm de chestia asta, spune încântat de problemele faimoșilor războinicul Sorin. Se pare că nou venita Irisha nu doar că nu a intrat în grațiile cu echipierilor, dar chiar a reușit să și pună în cap în timp record. În Consiliul de nominalizare de vineri, aceasta a primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor de echipă. Decizia nu a surprins pe nimeni, având în vedere că Irisha este una dintre cele două concurente noi de la Survivor România, iar până în prezent nu și-a ajutat echipa cu prea multe puncte.